Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Deci, practic, producătorii reduc gramajul, prețul rămâne la fel, e aplicat în... procedeul ăsta e aplicat în toată lumea. Nu poți să obligi într-o piață liberă producătorul nici să mențină mărimea produsului, nici să-i schimbe prețul odată cu mărimea, adică e libertatea, asta e, s-a scumpit. Dar în unele țări, statul s-a gândit că n-ar fi rău ca măcar să-i facă de rușine pe cei care procedează astfel și încearcă să fie mai discreți, că nici nu-l înjumătățesc, adică nici nu reduc de la, să zicem, un kilogram la 500 de grame și pun un preț. Nu, fac de la un kilogram 950. Da. Înțelegi? De la 250 de grame, 220. Da. Da, da. Așa că îi va obliga pe acești producători să afișeze etichete pe care să scrie vizibil că un anumit produs a intrat la apă. Aici, dacă le merge rămas capul, o să pună de-alea. Pachet avantajos. Acum mai ușor de transportat. Asta le dă idei. Da, mă, dar cum? Pachet mai sănătos, mai puține grame de zahăr. Mai puțin voluminos. Da. La același preț. Da, ce bun ar fi. Profit.ro a găsit și modelul de etichetă care în principiu urmează să atârne la raft lângă asemenea produse. Pe ea va scrie așa: acest produs a fost modificat sub aspectul cantității chiar în condițiile existenței aceluiași preț de vânzare. Oh, cine a scris textul ăsta? Guvernul Ciolacu. Ba. Sub aspectul cantității asta. Sub aspectul cantității asta, sub aspectul următor. Da. Problema e ce faci dacă sub aspectul cantității a fost modificat, dar condițiile existenței aceluiași preț de vânzare nu se verifică. Bravo. Pentru că, de exemplu, acum este untul irlandez, costă 14 lei și 39 de bani la 200 de grămioare, da, de unde înainte era alt preț la 250, da, dar nu s-a menținut prețul. Deci prețul vechi era 15 lei sau 12 lei. Sau. Da. Nu e același preț. Producătorul o să ridice din număr, dar nu i-a modificat prețul. Da. Acum este cu 30 de bani, da, diferit. Ce mai faci în cazul ăsta? Cum îl mai agăți? Deci mi se pare iar o măsură de-asta populistă. Sigur, sunt de acord. Ar trebui semnalizate într-un fel, pentru că mi se pare incorrect față de cumpărător. De ce ți se pare incorrect? Păi, până la urmă te duci, există, ai oferta, ai cumpărat sau nu. Da. Tu decizi dacă ai cumpărat sau nu. Nu neg dreptul producătorului, al comerciantului, de a stabili prețuri, e o piață liberă. Ce mă deranjează este faptul că este modificarea este atât de subtilă încât e greu să-ți dai seama, știi? Nu e o modificare radicală, am spus. Nu ți se înjumătățește pachetul de unt. Nu ți se înjumătățește cutia de lapte. Da, dar scrie că nu mai sunt 200 de grame și că sunt 190. Da, mă, dar pe de altă parte am mai spus, îți face viața mai dulce cumva. Știi? Că în loc să... Că ei, practic, ce au făcut? Au păstrat prețul, doar că au... Adică în loc să scumpească... Au mai și scumpit, crede-mă. În loc să scumpească atât de mult cât ar fi trebuit să scumpească pentru a-și păstra marja de profit. Da. Deci să zicem că untul era 10 lei și acum ca să iasă ei în bani ar trebui să facă 13 lei pachetul. Ei l-au făcut 11 și au redus cantitatea. Da. Și atunci pentru tine e mai ușor de suportat scumpirea. Exact. Și mănânci și mai puțin. Știi cum faci asta? Și își fac și ei treaba. Afișez prețul pe kilogram sau pe litru. Păi ăla e afișat mic pitic pe orice etichetă. Păi nu, hai să faci. Dacă te interesează, te pasionează subiect, dar ăla te deprimă. Dacă tu pe tine nu te deprimă când citești ăla. Ba da, foarte practic, tare. Eu am constatat că în România nu mai e sub 100 de lei exact nimic. Păi o șuncă adică... amărâtă e 150 de lei sau cât Dumnezeul e, te sperii că da, vezi ce prețuri sunt. Mezelurile de porc sunt 80-100 de lei exact kilogramul. Sărățelele sunt 80-100 de lei kilogramul. Da. Prăjiturelele 80-100 de lei kilogramul. Brânza. Știi ce aș mai face? Mă rog. Știi ce aș mai face? Cum se face în unele state americane în care prețurile sunt afișate fără taxe. Fără taxele, cred că taxele locale. E groaznic. Nu, în America se întâmplă asta. E groaznic că îți faci, zicea, aia costă atât, atât, atât și când ajungi la casă e alt preț. Da, așa aș face și în România. Asta ca să scoți în evidență taxele care ajung la guvern, de fapt, și nu la producători sau la magazinul respectiv. La autorități, la autoritățile locale. Să vedem câți bani încasează autoritățile, guvernul, statul, câți bani încasează din aceste tranzacții. Da, senzația e groaznică. Păi da, când o să te duci să plătești, crezi că costă 10 lei și brusc trebuie să plătești 15 lei pentru că 5 lei se duc la stat, știi cum devii mai atent la ce face statul cu banii ăștia? Da, doar că cel care are 10 lei ca să-și cumpere ceva de mâncare descoperă că la casă plătește 12. Prețul e tot ăla. E același preț, numai că ți-l comunică în doi pași. Am înțeles. Odată ți-l comunică fără taxe. La calculul rapid pe care îl face în magazin. Asta e cum era la cash and carry. Eu aveam dificultăți mari de tot. Când se afișa fără TVA. Nu, era ala cu, da, preț brut, preț nu știu ce și te făcea pachet. Adică până ajungeam la casă nu mai știam de capul meu. Da, dar știi că prețul final e tot același. Nu se schimbă nimic. Doar afli
câți bani încasează statul din banii tăi? Da, câți, da. Cât îți ia? Știi ce? Deodată devii interesat. Mă, dar ce faceți voi cu banii ăștia? Că acum se pare să duc toți otova, nu te gândești. Haideți să vorbim, dacă vreți, 0372069599. La ce produse ați observat acest fenomen, shrinkflation? Ce v-a enervat cel mai tare? Dacă sunteți de acord cu ideea asta pe care o propun din nou, că am mai propus-o, și anume să fie afișate prețurile la tot, fără taxele încasate de stat, pe care să le afli de-abia când trebuie să le plătești, să scrii undeva și plus taxă 20%, plus taxă 25%. Și cum v-ar influența asta? 0372069599. Ce vă enervează la shrinkflation și dacă ați fi de acord să se afișeze taxele separat? Shrinkflation, am tăiat și o piesă asta cu 30 de secunde mai devreme, chiar dacă voi nu v-ați dat seama de lucrul ăsta. Uite, hai, ne avem fel de fel de mesaje ca de obicei și avem fel de fel de revolta unui producător. Da. Care spune că toți sunt nevoiți să facă treaba asta. Adică să taie cantitatea, să păstreze prețul. Pentru ca prietenii retaileri, adică magazinele astea mari, da, să nu piardă din marja astronomică de profit pe care o au. Și zice, la supermarket, dacă e un kilogram de șuncă cu 100 de lei, să știi că prețul lui de achiziție este de 50 de lei, iar producătorul nu va câștiga ever atât de mult, chiar dacă tot efortul este la el. Mm-hmm. Da, probabil că știe ce vorbește. Acum, nu că iau apărarea supermarketurilor, de așa acolo sunt costuri foarte mari. Evident că da. Da, da, da. Adică toată lumea dă vina pe retaileri. Cred că într-o oarecare măsură e adevărată această acuzație, dar costurile, adică e greu să conduci, să operezi o rețea de supermarketuri națională, care are peste 10-15 mii de salariați în unele cazuri. Foarte evident. Complicat. Da, să revenim la subiectul nostru cu shrinkflation. Costel din Iași ne prezintă o speță interesantă. A trimis o fotografie cu un holșurub. Așa. Un holșurub? Da. Adică, da. Și zice așa. Acest euroșurub, în condiții normale, are dimensiunile de 7x50 de milimetri. Am observat că acum are 6,7x48. Nu cred. Hai că ar fi scăzut cu 10%. La lungime, poate că o fi vreo abatere de debitare, deși, dar mă îndoiesc că cred că e o glumă. Da, că poți să-i ciupești muchile, floarea aia de sus, da? Dacă e posibil, păi nu la floare se referă, se referă din câte știu eu, la partea de spirală, cum la se zice. Spiral. Acolo este. E și la spirală nu poți să-i ciupești triale. Da, mă, te pricepi, ești. Mulțumim pentru sfaturi. Mai aici altele? Dacă cineva ar face asta, a, da. Da, se poate câștiga foarte mult. Nu ne imaginăm. Știi că este o istorie faimoasă și foarte adevărată cu un furnizor, un nou manager care a venit la o companie aeriană și a hotărât să scoată o măslină din salata din oferit pentru călători. O măslină, dădeau 3 sau 4 și au scos una. Da, și da. Au câștigat milioane de dolari din asta. Mă rog, în secole. Nu în secole, chiar într-un secole. An ai nebunit. Repede. Milioane de dolari aveau, da, foarte de măsline. Nu simți măslina aia în salată? Pe când la șurubul ăsta... Eu sunt foarte atent. Băi, foarte... Nu merg măslinele? Perișoarele în ciorbă, le număr întotdeauna. Da. Dacă sunt mai puțin de 3, mă revolt imediat. Stai să dăm și un mesaj audio. Ia. Neață bună, băieți. Nu mă influențează fenomenul ăsta de reducerea cantităților, pentru că întotdeauna mă uit la preț pe kilogram sau pe litru, niciodată la prețul pe bucată. O zi bună, Adi Oradea. Păi asta e, dar trebuie să mă duc cu lupa. Da, hai mă, că nu e chiar așa. Haide mă, că sunt mici. Schimbă-ți ochelarii. Văd eu care nu văd. Auzi? Hai să vă zic că ăsta e cel mai bun mesaj de azi. Ia. Eu sunt de acord cu acest fenomen, adică cu shrinkflation. În primul rând, problema domnului Petreanu pleacă de la premisa că românii sunt naivi și nu văd că ambalajul este mai mic. No, românii, să ne gândim că fără această diminuare de ambalaj, mulți n-ar mai putea să cumpere, și pune problema acest domn. Să tai la jumate ca să cumpere și mai mulți. Și bomba vine... Și filozofia asta. Exact. Dar nu, stai să vezi, filozofia maximă vine acum pe final și zice... Pe de altă parte, eu trăiesc doar cu soția și mereu avem probleme cu ambalajele prea mari ale unor produse. Ai văzut? Deci, tot rău, pe el ajută. Ambalaje mai mici. Eu v-am zis, economisim. Dacă au o campanie bună de marketing, producătorii pot da lovitura cu shrinkflation. Uite, tati, mai mult loc în frigider pentru tine. Robert e și el cu noi. Bună dimineața. Neața. Bună dimineața. Bună.
Păi, băieți, problema e următoarea. Din punct de vedere al comerciantului și al producătorului, e o decizie de marketing bună, în sensul în care păstrează prețul produsului, dar din punct de vedere al cumpărătorului, e nasol. Nu păstrează, stați o secundă, Robert, stai puțin. Nu păstrează prețul produsului. Prețul produsului pe unitatea de, adică pe kilogram, crește. Nu, mă refer la pe produs. Da, dar produsul este altul, e mai mic produsul, deci el s-a scumpit în esență. Corect. Chiar dacă ni se pare că are același preț. Da. El se scumpește mascat. Vreau să mă leg puțin de ce ai zis tu că se întâmplă Statele Unite. Nu le mai dai idei, pentru că ei ar fi în stare să pună taxele peste prețul actual. Aha. Cum am făcut și cu ambalajul, adică în prețul produsului deja avem un preț pentru ambalaj, pe care acum mai achităm un 50 de bani în plus pe ambalaj, când deja noi avem un preț pe ambalaj inclus în produsul respectiv, așa că... Dar ești de acord cu mine, Robert, și toată lumea, sunteți de acord cu mine, că noi nu știm de fapt cum este compus prețul de acolo, cât este al producătorului, cât este marja retailerului, pe care îl tot acuză guvernul Ciolacu că se îmbogățește. Și cât sunt taxele pe prețul ăla? Habar n-avem? Oricum sunt negocieri diferite. Da, sigur. Nu, dar când vezi pe miniștrii care au astfel de atitudini populiste, ăștia care își pun ei adaosuri foarte mari, bine, ok, ăia își pun adaosuri mari. Cât sunt taxele? Hai spuneți cât sunt taxele pe produsele pe care le vând. Cât din prețul benzinei este încasat de statul român, de exemplu? Hai să facem asta la pompă. Puneți prețul acolo producătorului. Acolo diferența e cea mai mare, cred. Da, puneți prețul producătorului, puneți adaosul benzinarului, că benzinarii ei au adaosuri foarte mici, de fapt. Ei trăiesc din, mai degrabă din comerțul pe care îl fac. Da, și accizele sunt foarte mari, de fapt. Da, și hai puneți toate accizele, impozitele, TVA-ul, supraaccizele, redevențele și ce mai e. Puneți-le pe alea, să vedem. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.